Raionul Creulen este primul care a inclus în organigrama Consiliului Raional o direcție de investiții și relații economice externe. Direcția este constituită din 6 tineri care cunosc limba engleză, franceză, au experiență în ONG-uri care pot să scrie proiecte. Și noi suntem primii până ce la astfel de... Și Roada este o cunoaște, toți locuitorii din Creulen spun că acești băieți tineri au adus schimbarea în raionul Creulen. În ultimii 3 ani, mai mulți președinți de raioane au venit să preia experiența din Creulen, raionul unde nu există nicio primărie care nu a beneficiat de fondurile Uniunii Europene. Fiecare sat are implementat în acești 3 ani un proiect care fondurile au fost finanțate de către Uniunea Europeană. Dacă facem comparație ceea ce am găsit noi în 2009 când am venit și ceea ce în ultimii ani a implementat guvernele respective a coaliției de guvernare, este bine evident și ponderea în PIB, dacă ne uităm, resursa de finanțare a Uniunii Europene pe an ce an tot crește. Adică este comparativ Consiliul Raional foarte mult a beneficiat de fondurile Uniunii Europene. Din toate proiectele în valoare de peste 370 de milioane de lei realizate în raion, reconstrucția școlii sportive din Creuleni a costat peste 2 milioane de lei. Vechi de peste 100 de ani, edificiul școlii sportive din Creuleni risca să se prăbușească, iar din acest motiv, instituția a fost închisă după 60 de ani de activitate. Iurie Sclifos este antrenor de mai bine de 30 de ani, timp jumătate din care a muncit la școala sportivă din Creuleni. Era și frig, nu se făceau focul, curgeau sudoare de pe pereți. La moment, încălzire, duș, viceuri înăuntru, sală de forță. Școala sportivă din Creulen este prima instituție de profil de pe malul Nistrului, reparată pe bani europeni prin Programul Națiunilor Unite de Dezvoltare, susținerea măsurilor de promovare a încrederii. Școala a fost reconstruită integral, iar acum aici pot face sport elevi de pe ambele maluri ale Nistrului. Noi pentru asta și lucrăm, ca să-i atragem, să sportul e viitorul nostru, sportul e sănătatea noastră. Suntem gata să-i primim și pe copiii din partea cei din Istru. La noi îmblă copiii și de la Grușoa, de la Boșcana, de la Unițcani, satele de la Ustea, care vin și se antrenează aici. Circa 700 de elevi fac sport în școala de sport din Creuleni și în cele 10 filiale din localitățile raionului. Ion spune că bunelul său făcea box, iar el învață de 3 ani luptele libere la școala din Creuleni. S-a schimbat foarte mult, avem un vestiar nou, avem duș, s-a schimbat, putem vedea acolo sală unde ne putem antrena după antrenament și foarte mult s-a schimbat și foarte frumos și foarte bine. Foarte mulți chiar au venit de acunde când s-a schimbat sala, deoarece chiar noi le-am spus că sunt niște condiții foarte bune și mai frumos și mai bine te antrenezi, primești o plăcere când vii și te antrenezi. Știți, eu socot că antrenorii sunt... Nici sala nu contează așa de mult ca antrenori. Avem niște antrenori perfecti. Unul dintre antrenorii model pentru sportivii de aici este Iaroslav Țurcan, dublu campion al Republicii Moldova la lupte libere. Stimul pentru ei este că intră în așa sală, au vestiare, au alte condiții. Înainte erau condițiile mai slabe. Oricum erau copii care doritori și care iubeau luptele, veneau, făceam antrenamente. Dar de anul acesta am intrat în sală nouă și deja copiii au alte viziune de lupte. Le place, au dorință să antreneze. Sigur, depinde de condițiile care le avem copiii altfel se manifestă. După reabilitarea instituției, discipolii școlii și-au invitat aici colegii, prietenii și frații. Unii dintre elevi sunt siguri că vor obține în viitor performanțe sportive. Pentru viitor eu îmi fac planuri în sport, că să ajung departe cu luptele libere și să iau locuri de 1 și de 2 și 3. Nu avem atâtea condiții care le aveam amoia. Amoie, noi atunci nu avem dușuri, viceuri așa de bune și nu eram așa de mulți cum suntem amoie. Amoie, noi suntem mai mulți și îmi place foarte tare. Vin aici de 3 ori pe săptămână, îmi place sportul foarte tare, mă ocupam de mică cu atletica și după asta m-a chemat să mă ocup cu lupta.
Directorul școlii spune că după ce sediul instituției a fost reconstruit cu suportul Uniunii Europene, numărul elevilor s-a dublat, iar schimbările au fost posibile după ce a beneficiat de consultanța specialiștilor Consiliului Raional, contribuția din bugetul raionului, cea a comunității și contribuția personală a antrenorilor. Мы собрали контрибуцию, участвовали местное население и тренера наших участвовали в этом. Из бюджета были выделены деньги. Где-то в пределах 200 тысяч лей. Свершили как бы чудо. Превратили из старенького здания, превратили, создали шедевр, в котором возможно сейчас заниматься более 100 человек. В настоящее время у нас посещают школу. Вот, в том числе и мальчики, и девочки. Вот. Это большой подарок для нас, для кривулянцев. И мы очень благодарны людям, именно проектам Европейского Союза за то, что они нам помогли создать вот этот шедевр, праздник. Acum școala este gata să mai lanseze 3 grupe de antrenamente, mai creând astfel minim 3 locuri de muncă, alături de cele 40 existente. Условия, которые мы на сегодняшний день имеем, позволяет нам принять на работу еще дополнительно 2-3 тренеров, так, чтобы зал работал хотя бы до 10 часов. И именно со взрослым населением, именно со старшими детьми, потому что эти старшие дети, они находят себе занятие другое, там отвлекаются и начинают и курить, и пить, и наркотики и так далее. Школа de sport din Criuleni are în palmares un campion european și altul mondial la lupte libere, iar alți 2 discipoli au participat la jocurile olimpice. Administrația instituției are planuri multe pentru viitor și împreună cu administrația raionului Criuleni le oferă un sfat funcționarilor care se plâng că nu ar avea noroc de proiecte și asistență externă. Именно искать эти проекты, выходить на нужных людей и совместно с ними продвигать эту работу. Никто за вас не сделает, если вы сами не будете работать в этом направлении. Se plâng doar primarii care stau în birou și nu merg astfel ca să se intereseze unde poate fi aplicat și obținerea unui grant sau o sursă de finanțare pe anumite proiecte. Acum Republica Moldova și societatea civilă din Republica Moldova foarte mult informează unde și cum poate fi aplicat și obținut un proiect. Nu este ușor, bineînțeles că direcția noastră a scris peste 386 de proiecte, dar câștigi din aceste 300 dacă ai un 10-15 proiecte, este foarte binevenit. Reconstrucția școlii sportive din Criuleni a costat circa 2.300.000 de lei, bani oferiți de Uniunea Europeană și PNUD Moldova. Între timp, cei 6 tineri specialiști ai Consiliului Raional Criuleni, angajați pentru fundraising, promovează în Moldova și peste hotarele țării alte peste 300 de proiecte pentru asistență externă care să poată face viața cetățenilor raionului mai decentă.